Bună, Scorpion, și bine ai venit la citirea ta pentru a doua jumătate a lunii august. Menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din zodia Scorpion, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul Scorpionului. De asemenea, dacă urmărești pe cineva din semnul Scorpionului, ești binevenită sau binevenit la această etalare. Voi analiza relația dintre voi și o anumită persoană sau relația dintre voi și ceilalți la modul general vorbind. Menționez că aceasta nu este o citire de dragoste, nici pentru carieră, pur și simplu vizează viața voastră la modul general vorbind în aceste două săptămâni. Voi extrage și o carte de oracol pentru voi ca să vedem numerele importante în această perioadă, culorile și mesajul. Numărul 50, da? Jumătatea mea. Acum cu jumătățile, na, eu nu știu, mă abțin la chestia cu jumătatea mea. Vrem cu toții câte un întreg, cineva care să ne completeze doar din anumite puncte de vedere, da, să fie întreg. Așa, numărul 50, așa cum spuneam, numărul 5 poate fi, sau ideea aceasta de a împărți un total, da, un 10 la 5, la 50. O jumătate, da? Poate primiți o jumătate din ceva, nu știu. Protecție dumnezeiască infailibă. Infailibilă. Așa, îmi cer scuze. Am rămas foarte concentrată pe această imagine că e... Să știți că e o perioadă foarte puternică din viața voastră, iar Arhanghelul Mihail totuși aici e o perioadă în care aveți foarte mare protecție din acest punct de vedere. Deci dacă puteți să aprindeți o lumânare la biserică sau mai știu eu, să faceți o rugăciune către el, să știți că v-ar putea ajuta foarte, foarte mult în această perioadă. Chiar ar putea să vină un ajutor foarte mare de la el. Văd că aveți voi aici 50%, dar vă mai trebuie oricum. Numărul 5, așa cum spuneam, foarte important pentru voi în această perioadă, 15-25, eu știu, ora 5, ceva, da, în 5 puncte, poate. Așa cum spuneam, e Arhanghelul Mihail și vă spune așa, te protejezi împotriva nedreptății și te ajut să te deschizi către ceea ce este etern și nepieritor. Sunt gata să-ți întind o mână de ajutor oricând te afli în necaz. Îți dau puterea să mergi înainte pe calea binelui, a dreptății și a adevărului. Foarte frumos. Deci e o perioadă în care sunteți susținuți pe dreptate și adevăr, dragii mei scorpioni. O perioadă în care, într-o situație în care poate vi s-a făcut o nedreptate, acum în sfârșit se face lumină și în sfârșit primiți o mână de ajutor de acolo de unde nu vă așteptați. Și cred că e o perioadă în care se vorbește mult, o perioadă foarte colorată pentru voi, galben și albastru, culori foarte, foarte importante pentru voi, da? Poate și ușor un roz, dar e o perioadă în care vorbiți foarte mult, o perioadă în care se comunică mult sau cel puțin ar trebui să comunicați foarte, foarte mult, o perioadă în care se cere voință din partea voastră. Foarte frumos. Bun, și acestea fiind spuse, hai să vedem cărțile de tarot din tarotul mitologic, ce mesaje au pentru dragii mei scorpioni, care e relația dintre voi și o anumită persoană sau relația dintre voi și ceilalți pentru a doua jumătate a lunii august 2021. Hai să vedem, dragilor. Și avem așa, îndrăgostiții, luna, marele preot. Aici cred că e vorba de un trio pentru unii. Pentru alții sunt niște lucruri care se întâmplă la lumina lunii, adică mai ascuns așa de ochii voștri sau poate voi faceți ceva în acest sens. Ideea este că văd o decizie foarte importantă pe care e nevoie să o luați. E o decizie promițătoare, o decizie care pur și simplu vă spune că e bine să alegeți cu sufletul, e bine să vă ascultați foarte mult interiorul, încercați să nu gândiți prea mult, dragii mei scorpioni, pentru că e o perioadă în care nu prea vă este favorabilă toată această zonă. E o perioadă în care se cere să vă ascultați foarte mult intuiția, pentru că aveți din plin. Pur și simplu e o situație în care nu aveți toate datele problemei și atunci e ok să nu vă aruncați și e ok să mergeți pe emoția voastră. Asta este cel mai important.
Și indiferent de ce ați alege, dacă e să vină războiul din Troia, oricum vine. Da? Sau poate vine unul mai mare sau unul mai mic. Așa că fără teamă tot înainte. Situația, lumea, ce gândiți voi, valetul de monede, ce simțiți voi, șapte de monede, la baza manifestărilor voastre, moartea, e Pluto al vostru în tarotul mitologic. În exterior, regina de monede, mă rog, și al nostru, că și eu am foarte, foarte multe aspecte pe Scorpion. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, șase de cupe, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți, doi de spade. Păi cineva aici e fără cuvinte pentru unii scorpioni. Acum, dragilor, aveți trei arcane majore, aveți îndrăgostiții, lumea și moartea. Dacă stăm să ne uităm doar la cărțile care sunt etalate aici pe masă, fără baza pachetului, aveți două arcane, moartea și lumea. Ambele vorbesc de final, final definitiv, încheiere de ciclu și dacă sunteți tentați să mergeți, să faceți transformarea, mergeți tot înainte, nu mai așteptați pentru că apoi posibil să fie mai rău. Da? După moartea vine turnul și nu-i ok absolut deloc. Acum nu neapărat în ordine că vine turnul, dar e o situație destul de interesantă aici la voi, în sensul că ceva a ajuns la un final, s-a încheiat un ciclu, da? Și e nevoie să dați drumul. Oricum, voi posibil să luați totul ca pe o provocare așa și să fie lucrurile mult mai roz decât v-ați fi așteptat. Acum, arcana majoră, lumea aici îmi spune că s-a încheiat un ciclu, ceva a ajuns la un final, ceva pur și simplu s-a terminat aici la voi. Și e adevărat, s-a terminat și acum e nevoie să luați o decizie, încotro vă duceți, ba în stânga, ba în dreapta, ce faceți mai departe. Hai să vedem ce e cu această arcană majoră, lumea. Așa ești o carte pentru doi de spade, o lăsăm acolo. Hai să vedem pentru lumea, judecata, wow, dragilor, deci aici ceva s-a întâmplat în viața voastră, nu neapărat de rău. Ați muncit la ceva sau a fost o relație, un eveniment, ceva și abia acum culegeți roadele. Ia uitați cât de frumoase sunt. În sfârșit vine judecata, în sfârșit vine vestea, vine judecata de apoi. Vine o perioadă în care în sfârșit fiecare primește ceea ce merită. Și ia uitați că la voi e cu bani, e cu o împărțeală de bani aici pentru unii scorpioni, pentru alții chiar are legătură cu ideea aceasta de cadouri sau de a da bani, de ce nu? Depinde fiecare. Am vrut doar o carte, au sărit trei. Și să știți că e o perioadă în care, iarăși, văd că se anunță schimbări foarte mari pe zona voastră financiară, în primul și în primul rând. Se anunță schimbări mari când vine vorba de ideea aceasta de stabilitate, de bani, de finanțe, poate chiar discutăm de cariera voastră, da? poate pe acolo, poate găsiți un loc de muncă pentru cei care ieși și căutați. Pentru alți scorpioni, să știți că e o perioadă din viața voastră în care reușiți cu brio să încheiați un capitol, un capitol care va aduce pur și simplu multă inovație și multe lucruri extrem de benefice și stabile, că asta e important să fie și stabil. Ce gândiți voi? Valetul de monede, nici nu vrea. Nu știu, sunteți foarte siguri aici pe voi în ceea ce privește acest valet. Dragii mei scorpioni, aici în mintea voastră văd că ori aveți un copil, ori un proiect, ori un drum nou, niște activități noi, poate la locul de muncă sau în general, pur și simplu, v-am zis, pentru alții posibil chiar să vă doriți să vă schimbați starea financiară pentru alți scorpioni. Valetul de monede în acest context, să știți că îmi spune faptul că apar noi oportunități de a face bani la care voi sunteți cu gândul. Poate chiar învățați ceva, studiați ceva în această perioadă, deci e ceva care totuși ajunge la final, poate încheiați niște studii, nu știu. 10 de monede, poate e ceva ce are legătură cu un grup de oameni, cu ideea aceasta de familie pentru alții dintre voi, pentru stabilitate și văd că aveți de negociat sau e o perioadă așa în care e nevoie să negociați între două locuri de muncă, două persoane, două situații, iarăși pentru alți scorpioni. Și vă văd aici că parcă sunteți când bine, când mai puțin bine. E nevoie să vă mențineți un calm, un echilibru și voi sunteți conștienți de asta. E ceva iarăși ce are legătură și cu hârtii, acte, documente, justiție, proces.
Da? Ceva de genul acesta. Și văd că țineți aici și vă doriți tare, tare mult ceva anume. Sunteți ușor stresați din acest punct de vedere, e adevărat. Și această alegere pe care o aveți de făcut, foarte important. Hai să vedem ce e cu această alegere. S-a întors. Va fi pe total neașteptate sau poate sunteți puși în fața unei situații în care e nevoie să faceți o alegere pe total neașteptate, o alegere foarte, foarte rapidă. 7 de monede văd aici în inima voastră. E ca și cum tot crește acolo ceva în inima voastră, dar crește într-un mod stabil. E ca și cum, nu știu, culegeți roadele, așteptați, ați plantat ceva și acum așteptați să crească. În egală măsură văd aici că e posibil să așteptați ceva din trecut sau ori să așteptați o persoană din trecut. Ori pentru alții e ca și cum stați și așteptați să vedeți cum cresc banii, da? Ați investit în ceva și acum vreți să vedeți cum cresc banii. Pentru alții dintre voi chiar poate să fie vorba de o perioadă în care nu prea vă concentrați foarte mult pe zona aceasta voastră emoțional. Posibil chiar să nu fiți foarte deschiși, pentru că văd aici o lipsă de comunicare din partea voastră, ca și cum nu exteriorizați tot ceea ce simțiți. Și adevărat, încercați să vă țineți pe cât se poate sentimentele în flu, reacțiile, emoțiile voastre. Pentru alții e posibil să aveți o persoană în inimă care tot se joacă acolo și nu comunică și voi tot așteptați să se facă un semn. Ia să vedem ce se întâmplă. 8 de cupe. Văd că ori ăsta e semnul, adică cineva cam lasă în spate ceva în care a investit foarte mult, o relație, o situație, un anumit mod de manifestare, un mod de a se îmbrăca, nu știu, o casă, o mașină, ceva. 7 de spade văd aici, cineva care își urmărește propriul interes și care e posibil, da, să vă ofere tot felul de cuvinte, tot felul de lucruri din acestea care sunt în propriul său interes. Pentru alții posibil chiar voi să încercați să negociați, să discutați, să oferiți ceva în schimb sau cineva încearcă să vă ofere ceva în schimb tocmai pentru propriul său interes. Dar e o persoană din inima voastră. Cam asta e aici ce vă roade pe voi. La baza manifestărilor voastre, moartea, dragii mei scorpioni, deci o transformare extrem de mare, profundă pentru voi, un final care se petrece inevitabil, dar e o perioadă de transformări profunde. Acum nu vă gândiți neapărat că, Doamne, ce nasol, că se termină un final. Pentru unii poate să fie vorba de o încheiere de ciclu, da? Până acum ați avut funcția cu tare, ei de acum avansați. Până acum, nu știu, a fost o situație într-o relație, ei de acum se schimbă lucrurile și sunt bune. Bineînțeles, acolo unde lucrurile deja sunt încheiate, acum să vă așteptați la o concretizare a acestei încheieri în următoarea perioadă. Hai să vedem despre ce e vorba. Roata destinului, ceva s-a pus în mișcare, dragii mei scorpioni, aici și să știți că e o transformare profundă care vă cere în mod special să nu vă agățați de lucruri materiale, să încercați pe cât posibil să vă concentrați pe tot ce înseamnă spirit, pe tot ce înseamnă valoare, în mod special spirituală pentru voi, invizibilă, pentru că voi aveți o putere invizibilă în voi. Valetul de monede, văd aici că s-a pus ceva în mișcare, poate chiar ideea aceasta de studiu, poate vă informați mai mult cu privire la acest final, poate are legătură cu locul de muncă, poate, eu știu, cu o avansare, poate acolo apar schimbări și e vorba de noi activități pe care e nevoie să le faceți, din ce văd eu aici. Și văd de asemenea un mic, mare blocaj, dragilor, care are legătură cu cu o căsnicie, ori cu o petrecere, da? Cu o ieșire undeva, posibil și acest lucru. Și văd o comunicare foarte, foarte bună, e ca și cum comunicați cu cineva, încercați să clarificați ceva, să discutați referitor la acest final de aici, poate la o vreme de seară pentru unii scorpioni. Bun, mai departe, regina de monede în exteriorul vostru. Aici aveți o persoană, o femeie mai bine spus, poate fi o prietenă, mama, iubita pentru domni sau eu știu soția. E o persoană foarte înrădăcinată în realitatea de aici și de acum,
persoană care pune foarte mult accent pe băutură, mâncare, pe bani, pe tot ce vreți voi. În egală măsură, posibil să fie vorba de o perioadă din viața voastră în care veți avea parte de abundență în exterior, dar e posibil să aibă legătură cu trecut sau cu o persoană cu care vă cunoașteți de mult sau cu trecutul, ceva de genul acesta. Hai să vedem ce e cu această regină de monede. Pentru unii să știți că e cartea soției. Aveți aici un personaj cu autoritate din viața voastră, un personaj care știe foarte bine ce vrea, un personaj care se conduce așa singur, după reguli, el e șeful, nimeni, altcineva, și căruia este teamă de ceva legat de zona aceasta a finanțelor, de ideea aceasta de bani, de bogăție. Pentru unii, pentru alții, aveți pe cineva, iarăși, ori o persoană cu haină de stat, ori o persoană importantă, un șef, o șefă, e cineva căruia este teamă de ceva ce are legătură iarăși cu zona finanțelor. Ori o femeie mai autoritară, da, aici în jurul vostru, de care e posibil să vă fie ușor teamă. Mai departe, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți șase de cupe? Iarăși, aici poate să fie vorba de o femeie care este teamă de cineva cu autoritate sau de un bărbat, da? Sau de ideea aceasta de bani. Deci e discuția aceasta aici în exterior. Poate la locul de muncă, în familie, zona prietenilor, poate vă povestește cineva din jurul vostru și asta vă învârte aici lumea. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți revenind aici? E cineva care tânjește spre trecut, e cineva aici care se gândește ce bine era odată, ce frumos era odată. De asemenea, posibil să fie o perioadă în care aveți foarte mult de-a face cu zona copiilor. Sunt persoane aici care vă duc dorul, persoane care pur și simplu vă poartă în inimă pentru alți scorpioni. Și văd o așteptare, e cineva care tot așteaptă aici și oftează, cineva oftează, așteaptă. Așteaptă o clarificare sau o veste care are legătură cu zona banilor sau cu o stabilitate, parcă așteaptă să mai apară o monedă, o ceva acolo în plus, ceva stabil. Și văd o victorie pentru această persoană, posibil să considere că această așteptare a voastră, da, pur și simplu îl ajută sau o ajută ca să ajungă la o victorie. Pentru alții poate fi vorba de zona copiilor și aceștia să aibă parte de reușite, de niște reușite la care tot au visat, tot au stat și au așteptat. Mai departe, doi de spade, vorbeam aici, vă lăsa cartea care a căzut la început. Doi de spade, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți? Păi, dragilor, văd aici o decizie foarte importantă care e nevoie să se ia, ori voi luați această decizie, ori e o persoană din viața voastră care nu prea știe ce să facă. E cineva care, nu știu, nu știe să se ducă ori în stânga, ori în dreapta. E o persoană care pur și simplu parcă nici nu vrea să mai audă anumite idei, anumite vorbe, anumite gânduri. O persoană care s-a închis în el sau în ea ca un struț cu capul în nisip. Nebunul, da? Un nou început. E un nou început la care sau în fața căruia o anumită persoană din viața voastră nu prea este deschisă, ca să spun așa. Sau poate chiar zona aceasta a copiilor este foarte puternic aspectată, ori o persoană mai tânără care parcă nici măcar nu vrea să audă, sau pentru alții poate să fie vorba, deci un copil, pentru cei care aveți copii și știți că se poate, pentru alții pur și simplu e vorba de un element de noutate care apare aici în viața voastră, în exterior. Și poate să fie vorba iarăși de o nouă relație pentru unii scorpioni, poate o nouă colaborare. E ca și cum reușiți să ajungeți la o înțelegere cu cineva. E o persoană aici care, ori aflați de un cuplu, dragi mei scorpioni, nu neapărat să fiți voi, aflați de cineva. Pentru alții e ca și cum intrați în contact cu o persoană care nu prea vrea să vorbească despre o asociere, despre un parteneriat, despre un cuplu, despre un grup de oameni pentru alți scorpioni. Dar văd aici că totuși posibil să aveți persoane în jur, dacă sunteți într-o relație, posibil să aveți persoane în jur care să se abțină de la comentarii. Da. Pentru cei care se află într-o relație și știe, mă rog, și știți că lucrurile cam scârție, pentru că această transformare profundă vine la pachet și cu tot felul de reacții în exteriorul vostru.
Dragii mei scorpioni, aceasta a fost citirea voastră pentru a doua jumătate a lunii august. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și să ne revedem cu bine și la filmările zilnice pe Zodii, dar și la filmările săptămânale, tot pe acest canal de YouTube le găsiți. Vă pup, vă iubesc și să aveți o jumătate a lunii august minunată!